Mai multe facilități pentru agenții economici, Serviciul Vamal a lansat astăzi e-borderoul de transport. Este vorba de o aplicație electronică care va permite simplificarea procedurilor de la frontieră, va reduce costurile de transportare a mărfurilor și va diminua riscul de corupție prin modernizarea și monitorizarea online a operațiunilor vamale. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul programului USAID Reforme Structurale în Moldova. The way bill is, as you all know, borderoul de transport era ultima procedură realizată complet pe suport de hârtie. Doar în 2020 au fost procesate 10.000 de borderouri, pentru care s-au consumat mii de ore de muncă. E-borderoul de transport este complet digitalizat, ușurează considerabil procesele interne ale serviciului Vamal. Va fi posibil accesul rapid și analiza informației din borderouri, lucru care va economisi și mai mult timp. Toate acestea vor contribui implicit la eficientizarea și comoditatea activității agenților economici. Este un instrument necesar și foarte important pentru noi, cei din zona economică, dat fiind faptul că numai în Ungheni avem 6 subzone care activează cu același statut de zona economică și va ușura procedura de transportare a mărfurilor de la o zonă economică sau de la o subzonă la altă subzonă, mai ales că avem rezidenți care folosesc acest document.